Și m-a păsat lucruri pe care le făcea pe scenă, de-aia și am decis că de ce nu și am devenit și eu DJ-iță. Cred că clubul a fost norocul meu să ajung acolo. Am început să cânt cum se începe să... nu, glumesc, am început să cânt de la vârstă fragedă. Eram mică, aveam 5 ani. Și părinții mei, sfătuiți de educatoarea mea de la grădiniță, m-au dus la Aparatul Copiilor din Craiova. Nu știu, probabil aveam veleități de cântăreață încă de micuță, pentru că nu lipseam de la serbările de la grădiniță. Și acolo am început să cânt. Am început să iau lecții de canto, apoi au urmat festivaluri, concursuri, premii, trofee, multe. Le-am acasă puse la părinții mei, toate pe pianină, frumos. După care a urmat the big deal, știi? Treaba adevărată. Și iată-mă acum, cu DJ Live. Dar înainte de acest proiect în care sunt implicată, am participat la Megastar, un concurs de televiziune, care trebuie să recunosc că a contribuit într-o mare măsură la cariera mea în devenire. M-am bucurat foarte tare că am reușit să ajung acolo, că am fost selectată, pentru că am avut parte de o experiență foarte plăcută. Am avut lecții de canto, am luat lecții de coreografie și acolo am avut eu, am luat primul contact cu lumea televiziunii. Radu este producătorul nostru, managerul nostru, tăticul nostru, muzică. Da, este părintele nostru spiritual, ca să zic așa, părintele nostru muzical. El ne compune piesele și dacă nu îl găseam pe el, dacă nu era el în acest proiect, sincer nu cred că am fi reușit să ajungem la nivelul la care ne aflăm, pentru că este mare lucru să fii în topurile rusești, de exemplu, timp de 12 săptămâni pe locul întâi și nu numai acolo. Pentru că fără experiența lui din Ozon și nu numai experiența muzicală, nu cred că ne-am fi descurcat. Este un adevărat izvor de inspirație și de energie, pentru că are foarte multă răbdare cu noi, lucru foarte mare. Și ne dă și foarte multă energie să mergem mai departe, pentru că este foarte, foarte greu să supraviețuiești în această junglă. Da. Eu mă alătur de cuvintele lui Didi și adaug faptul că ne iartă pentru greșelile pe care le facem noi și data viitoare, datorită acestor sfaturi, noi le... cum se zice? Ne îndreptăm. Zice că e miserie, mai mult plăcere, că îmi vin ambele lucruri, miserie și plăcere și devine mai ceva mult mai frumos. Da, pot să zic că este și o meserie. Pe lângă faptul că e o plăcere extraordinară să fac ceea ce îmi place, la momentul de față a devenit și o meserie. Pentru că mi-am dorit să fac asta de mică, atunci când eram foarte mică și eram întrebată ce vreau să mă fac când o să fiu mare, clar, primul meu răspuns era cântăreață sau artistă sau... oricum, în domeniul muzical vreau să devin ceva cu siguranță. Spre deosebire de alți copii care vreau să fie, nu știu, doctorițe, veterinari și așa mai departe. E o meserie și zic eu că o fac destul de bine. Mă ajută foarte mult și faptul că am lângă mine oameni cu experiență și dornici să facă ceea ce le place. Că până la urmă, asta este lucrul... Ba da, am avut în ambele videoclipuri, cât și la Single Lady, cât și la City of Sleeping Hearts. Da, așa e, în Single Lady tu și mai bine ați avut. În City of Sleeping Hearts am avut norocul să avem alături de noi nu doi dansatori, foarte mulți dansatori.
fanii noștri care au dat curs invitației noastre de a participa în videoclipul nostru la filmările clipului City of Sleeping Hearts. A fost o nebunie curată. Am avut norocul că au stat lângă noi mai bine de 12 ore, pentru că atât a fost nevoie să filmăm cu ei. Și culmea și foarte bun dansator. A fost foarte bine și ne-am bucurat să avem alături de noi. Nu, că muzica e pe primul loc pentru mine. Eu pot să zic că sunt într-adevăr pasionată și de dans, îmi place foarte mult. Nu sunt o dansatoare născută sau o dansatoare profesionistă, nici nu am de gând să devin o dansatoare profesionistă, pentru că muzica mă preocupă mai mult decât dansul. Însă trebuie să știi să le faci pe amândouă când urci pe scenă. Trebuie să știi să... să ai mișcări plăcute ochiului, să nu te miști aritmic și trebuie să știi să le transmiți celorlalți, publicului, prin mișcările tale, voie bună, dispoziție, energie și, nu în ultimul rând, chiar și mesajul pieselor. Primul bun DJ Lala, Single Lady, este în colaborare cu bună prietene Didi și este produs de Radu Sârbu. Și alături de noi, bineînțeles. Este un album foarte reușit. Încă tot ai zis să-l descriem în câteva cuvinte. Eu pot să zic doar că e genial, genial, original, hot, sexy, extraordinar, foarte tare. Vreau să mai zic ceva? Este un album care conține două CD-uri cu 12 piese. Celălalt CD conține extended versions. Și este un album foarte, foarte bun. Suntem chiar de dimineață până seara, am organizat așa un turneu, ca să zic, pe la toate televiziunile, cu interviuri, pentru a promova acest nou single. Și trebuie să știți neapărat că vom filma cât de curând următorul nostru videoclip, care, pregătiți-vă, o să fie ceva super incendiar, super picant, dezbrăcat, costume de baie sau fără costume de baie, dar rămâne de văzut. Avem foarte multe surprize pentru voi, proiecte, lucrăm cu echipa noastră, care nu este una deloc mică, suntem foarte numeroși. Un concert național deocamdată nu știm, sunt în discuție mai multe, dar cu prima ocazie cu care ne veți invita, da, vom veni la voi să vă cântăm. Dar cu mare plăcere! Pentru că am văzut că nu sunteți puțini, voi fanii noștri din țară, aveți grijă că cei din străinătate voi au înainte. Adevărul e că lor le-am făcut mai multe vizite decât voi, dar noi ne bucurăm cu atât mai mult cu cât avem concerte aici, în țara noastră. Sper să ne revanșăm față de voi. Single Editor a fost așa o nebunie întreagă. A început acum aproape un an. Da, a trecut aproximativ un an. A început cu un concert în Azerbaijan, în Baku. Chiar am avut ocazia să revedem imagini, nu numai de acolo, dar din toate concertele noastre, pe care trebuie să recunoaștem că nu le-am văzut de ceva timp. Am reușit să facem un colaj cu cele mai reușite momente din concertele noastre, peste 20 de concerte, din Rusia, Kazahstan, Azerbaijan, Ucraina și nu numai. Și la a doua vizionare a filmulețului, trebuie să recunosc că am fost așa foarte, eu personal am fost foarte emoționată, cred că pot să vorbesc și în numele Lailei, da. Pentru că am reușit să urmărim evoluția noastră, practic, pentru că, într-adevăr, a fost o evoluție și nu o zic numai eu, dar eu chiar am simțit-o pe pielea mea, evoluție din punct de vedere muzical, din toate punctele de vedere, fanii noștri s-au înmulțit, reacțiile lor au fost din ce în ce mai bune și sunt din ce în ce mai bune și asta nu poate decât să ne bucure. A fost un super turneu, o să urmeze un al doilea super turneu de promovare. Sunt convinsă că vor fi și mai multe concerte în mai multe țări, pentru că cererile și mesajele de la voi nu încetează să apară. Am văzut asta și pe site-ul nostru djlala.ro.
și pe site-urile de socializare pe Facebook, primim în continuare mesaje și noi încercăm să le răspundem cât putem de des, dar uneori ne mai scapă, mai ales săptămâna asta am fost foarte ocupată. Chiar am fost într-un căsătorie și nu o dată, chiar de 50 de ori, deci nu mi se cred. Sunt prea multe cereri, prea ducătoare cereri. Bine, nu chiar 50, dar pe acolo. Da, să nu fie modest, ce? A fost cerută în căsătorie de mai multe ori decât mine. Dar diferența este că ea și-a acceptat odată. Era ciudat să accepte mai multe ori, dar na, asta e, m-a lăsat singură. Trebuie să vă povestim și niște întâmplări mai ciudate, ca să zic așa, mai hazile din concertele noastre, pentru că n-au lipsit. Uite, de exemplu, într-un concert în Azerbaijan, cred că la primul concert, am fost pusă în situația... da, într-o situație mai specială. A trebuit să dau un autograf pe burta unui fan care era... Mai plinuț. Nu, care era foarte bine făcut. Era un om puternic. Și, da, m-am trezit deodată, a intrat în cabina noastră, din spatele scenei, și m-am trezit deodată cu tricou, așa, deasupra, că, autograph, și a trebuit să-i semneze omului. Da, foarte drăguț din partea lui, foarte, foarte drăguț. Nu mai zic, bagaje pierdute, alergătură prin aeroport. 11 ore am dormit pe bănci, efectiv. Cu bagajul pe mână. Da, pe bagaje, unul peste altul. Dar a fost foarte frumos. Am fost tratată ca niște regine. Am fost plimbată cu limuzina. Am primit flori și cadouri din partea fanilor. Ne-au așteptat la hotel. Ne-au așteptat... Țin minte, când am fost în Moscova, am avut un interviu la radio, la un radio mare de acolo, și când am ajuns acolo cu mașina, ne așteptau în fața radioului fanii noștri cu flori, fotografii. Chiar printaseră fotografii cu noi, pe care a trebuit să le dăm autografe, dar am fost așa foarte plăcut surprinși. Și pentru că tot se apropie sărbătorile de iarnă, noi vrem să vă urăm cu suflet un călduros la mulți ani, și de Crăciun ne arunc un cadou special pentru voi. Primul album DJ Lala, pe care vi-l trimitem așa. Este special pentru voi, să ne anunțate foarte, foarte tare. Era așa ca un sfat pentru voi, celor care citesc inhibiții.ro. Citiți fără inhibiții, dar totuși citiți inhibiții.